Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Discutăm astăzi despre o conferință importantă din domeniul sudurii. Rămâneți în continuare aproape de noi. Cu mai mulți colegi din Arad am dezbătut problema dezvoltării industriei în orașul Arad. Și am ajuns la ideea că avem o comoară mare și trebuie să o susținem, să avem grijă de ea. Adică două fabrici de vagoane, una de vagoane marfă, care 80% din capacitate merge la export, și mai avem o fabrică de vagoane călători, care totuși tot lucrează așa de bine, export, și cu o lac păstă pupăzări, eu mai crescut și o fabrică de tramvaie. Noi trebuie să le asigurăm la fabricile astea mână de lucru, pentru că este industria noastră autohtonă și aici vor rămâne, suntem siguri. Ori și ce industrie, dacă nu are mână de lucru calificată, va pieri. Și am discutat cu Consiliul Județean, cu domnul Ioscu, imediat o perceput ideea noastră și am reușit să adunăm din toată țara, așteptăm vreo 150 de personalități în domeniul sudării și materialelor la daos și a producției. Așteptăm, pentru că românii nu știu numai oale să facă. Fac vagoane, fac nave, o să vină de la șantierul naval, o să vină cei mai mari specialiști. Și vrem aici, în Arad, să facem un centru economic. Și la toate astea se adaugă meseria de sudorii, ceva vital, importantă. Vrem să promovăm meseria de sudor. Avem puțin emoții, chiar am creat și concursul ăsta național, finala pe țară, să creăm o competiție între lucrători, să-i lăsăm să se zbată, să se bată, să-și dea păstă unghii. Zău că și eu am puține emoții, ce va fi, colegii noștri din toată țara vor expune niște lucrări extraordinare cu un viitor, cu o gândire de viitor, cu aplicare, o aplicație care va deveni în domeniul economiei revoluționară. Dar noi trebuie să profităm de toate problemele astea, că prin asta atragem și agenții economici, investitorii. Un investitor, dacă vede că nu se întâmplă nimic într-un oraș, evită, îl ocolește. Iar unde există muncă de lucru calificată, sigur că vor veni, chiar vor construi drumuri, pentru că mâna de lucru, cine o să o aibă, ăla va fi un etalon. Mâna de lucru se vede, nu numai la noi este lipsă, să știți, și în Occident. Deja și la noi au început să nu mai există șomeri, nu vor în diferite fabrici și uzine. Numai vă dau un exemplu, la Chișineu Criș, în zona aia dezvoltată. Are 1000 de posturi de muncă libere și erau 300 înscriși. Deci din capul locului, un bun manager, înainte de a porni producția, cu 3 ani trebuie să-și caută meseriașii. Un meseriaș să-l duci la un nivel bun trebuie vreo 7 ani pregătit. Locuri de muncă cu oameni care să lucreze în industrii care creează cea mai mare valoare adăugată. Asta nu se obține atunci când realizezi crătiți sau chiar când realizezi construcții metalice cu cost mic pe tonă, ci în industrie de vârf. Aradul este privilegiat din acest punct de vedere, pentru că
industria de vagoane, călători, marfă, de tramvaie, este capabilă să furnizeze o valoare extraordinar de mare adăugată, dar necesită o mână de muncă foarte calificată. Aradul are o foarte veche tradiție în această privință. Eu țin minte când eram copil și uzina de vagoane Astra Arad era bombardată de către americani. Deci nu ne naștem din nimic. Să mă întorc însă la idee. Unii dintre oamenii meseriași, specialiști, care condiționează buna desfășurare a producției în acest domeniu, sunt sudorii. Fără exagerare, cel puțin 20-30% din volumul corp de muncă este acoperit în asemenea industrie de către sudori. Acești sudori în momentul de față sunt extraordinar de bine plătiți în altă parte. Cu voia ta, prietene, vă dau un exemplu pe care mi l-a dat domnul Crișan. Niște oameni pregătiți aici au plecat să lucreze în străinătate la o centrală nucleară, sudori plătiți, stimați spectatori, cu 3.000 de euro pe lună. Dacă lucrau și duminica, căpătau 300 de euro în plus. La 4 sudori aveau o mașină care să-i ducă acasă. Sub acest aspect, permiteți-mi să felicit încă o dată, din toată inima, pe prietenul meu, domnul Crișan, care, printre primii în țara românească, a pus bazele unei excelente școli profesionale unde producem sudori. Avem sudori, vom atrage și investitori. O parte vor pleca în străinătate, nu-i nimica, să aducă cât mai bune acasă, dar îi atragem pe oamenii care știu că aici sunt meseriași și care deocamdată sunt relativ ieftini, să spunem, în raport cu salariile plătite în altă parte. De aceea, această întâlnire a sudorilor din țara românească este foarte importantă. Sigur, cercetarea științifică asigură dezvoltarea în viitor. În momentul de față, învățământul mediu tehnic, învățarea de sudori, iertată-mi fie vorba proastă, este chiar mai importantă decât cercetarea științifică. Cum credeți că se poate rezolva acest aspect? Au existat școli de meserii care s-au desființat. Ce poate face statul în cazul acesta ca să revigoreze domeniul? Statul este totdeauna cel mai prost administrator. Dacă ai o inițiativă privată, lucrurile se rezolvă. Aici, statul trebuie să-și arate recunoștința prin aceea să-i creeze facilități financiare. Și cred că merită acest lucru și domnul Crișan va fi mulțumit. N-are nevoie de alți sprijini. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. O modalitate în care Ministerul Învățământului poate să sprijine acest lucru, să dea niște burse pentru copiii săraci care vreau să învețe meserie și prin aceasta să acopere cel puțin o parte din cheltuielile legate. Învățământul este foarte scump peste tot în lume. Copiii buni trebuie stimulați, să nu uităm. Vârfurile cercetării americane sunt studenți săraci care nu au de unde să-și plătească zecile de mii de dolari. Fac un contract, fie cu uzine mari, care își plătesc în întregime cheltuielile necesare, dar el rămâne în un an. De ce să nu facem același lucru? Mari uzine din țară facă un contract cu tinerii, le plătește toate cheltuielile legate de școlarizare și ei se obligă, nu știu, 1, 2, 3, 5 ani să lucreze în această industrie și ne întoarcem. Aici există o problemă, domn profesor, că nu trebuie să-l ajuți pe om. Pentru că și agenții economici erau învățați ei să primească mână de lucru calificată și să le dea salari cât vor. Nu trebuie pe piață să regleze. Un antreprenor, dacă vrea mână de lucru, trebuie să-și crească,
să-i educe și să-i dezvolte. Deci începe lucrurile să urce pe făgașul lor. Că nu se putea, îl face, statul investește mulți bani și când terminau, mergeau vânzători la prozar sau nu știu unde, sau nu respectau. Eu cred că totuși sunt foarte mulți copii nefericiți care pot să fie serioși, trebuie selecționați ca atare. Dar ca să încheiem o latură, pe o latură optimistă, cred că Aradul are o șansă extraordinară acum cu aceste industrii de vârf, vă refer la fabrica de vagoane, călători, marfă, tramvaie, gândită strategic extraordinar odată cu creșterea personalului calificat. Cine vine exact la această conferință și importanța acestor personalități în lumea industriei românești? Cu ce pot ele ajuta dezvoltarea Aradului? Ei duc diferite tehnologii, că viața nu stă pe loc. Viața se mișcă. Și noi să învățăm din experiența lor diferite lucrări, diferite tehnologii, ca să nu mai, dacă ei ori inventa roata, după ce să mai căutăm și noi să o inventăm. Să învățăm unul de la altul, că ăsta e un lucru foarte mare și chiar ne-a fost foarte greu ca să-i adunăm pe oamenii ăștia, doar cu o asociație de sudură împreună am reușit ca să adunăm și chiar vreau lucrul ăsta anual să-i duce, pentru că noi vom crește și ei se vor simți bine și vrem să facem în Arad o academie cumva de sudură. Când vine toată lumea să zică aici jos pălăria, domnule, aici se învață meserie, a fost la universitate a fost o secție de sudură, sigurat că trebuie să-i dăm drumul și mai departe, pentru că dacă avem sudor la nivelul ăla, vor crește și trebuie să pregătim specialiști și superiori. Să nu uităm un lucru. Cine este fondatorul școlii românești de sudură? Un covăsânțean, deci arădean de-al nostru, academicianul Corneliu Miclosi. În al doilea rând, ca un alt exemplu, ce se poate face în industria românească este uluitor dacă există inițiativă, dacă există cunoștințe profesionale și corectitudine. Vreau să dau încă un exemplu care pentru mine este uluitor. Este fabrica de schimbătoare de căldură speciale din Bârgău, Bistrița. O mână de oameni tineri, integral cu capital românesc. Fac numai niște bijuterii și ceea ce este cel mai important, exclusiv pe proiecte de execuție făcute în uzină. Nu vine proiectul din străinătate și noi vedem ce facem. Proiectul făcut în uzină, laboratoare, standuri de încercări, inițiativă. Un exemplu mărunt. Energia electrică era scumpă. Ce au făcut? În curte, o centrală electrică încălzită cu cel mai ieftin lucru de acolo. Deșeurile din industria forestieră. Am rămas uluit de ceea ce am văzut acolo și sunt încrezător în dezvoltarea industriei proprie producătoare de mare număr de locuri de muncă și valoare adăugată, cu condiția să ne pregătim oamenii necesari și statul să aibă grijă de o legislație care să nu respingă investitorii, ci să sprijine în special pe cei care au inițiativă dintre ai noștri. Domnul profesor Miclos, și ce credeți că lipsește acum arădenilor pentru a avea acea inițiativă? Pentru că vorbim mult de lipsa de inițiativă, a spus-o și domnul Crișan, oameni care n-au muncit până acum, dar nici nu vor să muncească pentru că statul îi ajută. Cum putem noi să-i motivăm pe oamenii ăștia?
dragă prietene, dacă îmi este îngăduit să spun așa, problema are o rădăcine veche. Din păcate, prea multe generații s-au obișnuit cu ideea că de-aia e statul ca să ne dea salariul la toți. Statul nu trebuie să fie un om care nu mă te sprijine, nu mă dă, nu mă dă. Iertați-mă, cred că trebuie să fim mult mai atenți în ceea ce se privește asistența și ajutoarele sociale. De ce să încurajăm nemunca? Exemplu, nu vreau să mă fac sudor, mai bine trăiesc pe banii care capă de la stat. Deci, să modificăm mentalitatea și pentru treaba asta să începem în școală. Să le învățăm ce se numește dragoste de muncă, să îi convingem. Fiecare vrea să trăiască mai bine, să câștige mai mult, să-și cumpere o mașină, să-și cumpere și ea dacă câștigă pe drept. Dar să fie convins că treaba asta se bazează pe muncă, nu pe șmecherii. Acum 2 ani am fost în Iran, o vizită cumva guvernamentală, dar să nu lăsăm relațiile între România și Iran să se răcească. Și eu am reprezentat ambele fabrici de vagoane și fabrica de mobilă. Și ce am crezut că n-aud niciodată, nu credeam, și am rămas foarte plăcut, impresionat. Am întrebat de unde sunt, totuși am avut discuții la nivel înalt, ce înseamnă la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei, chiar cu ministru. Și zice, stai domnule, că nu-i cunoaștem, vagoanele voastre de 35 de ani funcționează la noi, ori trecut prin 2 războaie și încă circulă. Credeți-mă că m-am simțit tare, m-am simțit imediat. Și am reușit printr-o discuție, zice, acum nu ne trebuie vagoane, dar dacă puteți să ne faceți voi automotoare. Și ne-au dat caracteristicile. Aici în Arad nu a fost nimeni interesat, dar totuși am găsit în Cluj o firmă și acum când o să fie, o să vă anunț, deja o să... au contractat 2000 de automotoare. Acum o să aibă prima livrare de 10 automotoare. Un pas mare. Asta e rolul, ca să căutăm contracte și meseriași. Ce prestigiu are România pe plan extern? Dacă am vorbit de cazul ăsta, este deocamdată un caz singular, dar ce părere au alții despre noi? Că noi avem întotdeauna o părere critică și foarte rea despre noi înșine. Dar ce părere au ceilalți? No, eu am umblat destule țări, au o impresie bună, muncim și conștiincios și știm, fără multe scuze, să improvizăm, dintr-o improvizație să facem un lucru bun. Eu, acum mai sunt și pe alte înjurături și altele, dar majoritatea, să știți că am fost în țări păstături, în America, în India, în Iran, eu totuși părerea mea este că sunt văzuți bine. Domnul profesor Micloș, și cum credeți că putem reda prestigiul de odinioară, să spunem așa, industriei românești? Care, iată, s-a deconstruit și a ajuns iarăși într-o fază, nu-i chiar la zero, pentru că avem exponenți de care suntem mândri în România. Dar totuși, nu avem acea mândrie pe care am avut-o. Ce credeți că lipsește? Tinere prieteni, am o vârstă suficient de înaintată în așa fel încât să fi fost martor din plină scenă a evoluției industriei noastre românești, și anume mă refer în special la acea industrie care era capabilă să furnizeze produse cu un cost mare pe tonă. Vă reamintesc, cu decenii în urmă, deci înainte de Revoluție,
De pildă, România era al doilea exportator pe plan mondial de utilaje petroliere. Într-un singur loc eram depășiți din punct de vedere al calității de către americani, și anume la sapele de foraj. Dar turele de foraj pentru 10.000 de metri adâncime, pe urmă, toată industria noastră petrochimică, utilajele respective, la un moment dat, Griro București era singura uzină din lume care concomitent producea doi mastodonți, niște reactoare pentru reformare catalitică. Și pot să vă spun, IAR-ul 80, avionul nostru de vânătoare din timpul celor la lui, era dintre cele mai bune avioane. Pe plan mai larg, România este cunoscută prin Brâncuș, prin Nadia Comăneci, o serie întreagă de oameni care ne fac cinste. E adevărat însă că a venit o perioadă tristă la care nomina odioza apreciau că industria românească este o adunare de fier vechi. Să spui așa ceva, nu că este nepatriotic, dar dovedește necunoștință de cauză. Eu eram mândru la timpul său, cu zeci de ani în urmă, eram la același nivel cu mari producători de echipamente chimice. Deci, tradiție există, talente există, dar oamenii au îmbătrânit. Trebuie să ne gândim la noua generație pe care să o pregătim. Și iertată-mi fie vorba proastă, tinerii de astăzi nu au aceleași condiții favorabile pe care le-am avut eu la timpul său. Trec peste faptul că am avut niște dascăli extraordinari. Trec peste faptul că la liceul Moise Nicoară din Arad, la nivelul anilor 40, făceam lucrări de fizică, lucrări practice, laborator, fizică, chimie, cum n-am făcut după aceea nici măcar la facultate. Deci tradiția există. Trebuie voință. Există foarte multă voință pe plan local. Cred însă, ceea ce lipsește, aruncați cu pietre în mine, lipsește voința politică. Nu vă certați ca și chiorii la Parlament și peste tot. Rezolvați lucrurile, domnilor. Nu este important dacă aveți pensii sau nu. Important este să creați locuri de muncă și să ridicați prestigiul industriei românești acolo unde merită, din plin. În primul rând, din cauza oamenilor. Desigur că, v-am mai spus, un meseriaș îți trebuie 7-8 ani să-l duci și să-l crești și să-l educi. Rezultatele noastre, sigurat că o să aibă un rol, pentru că am văzut cum au fost privit de unii politicieni și chiar sunt interesați, dar industria ia valul și noi dacă nu-l facem acum, nu o să mai avem ocazia, că următoarea generație sub mine slabă șanse, dar cum am văzut, o să în 3-4 ani o să creștem la Arad o pepinieră de oameni bine calificați și cu studii superioare. Vreau să vă zic că în Arad, de la simplu sudor, avem 4 oameni care au terminat facultate și sunt ingineri. Ori ăsta, dacă îl pui aici în stradă, îți face singur un vagon. Așa oamenii trebuie, nu să cunoscă numai o fază și gata. Aradul este bine cotat și sunt oameni, chiar aici, între manifestația asta, nu putem să o facem așa de ușor, că atâția oameni, 120-150, să le dai de mâncare, să le ăsta, nu știu cum. Am apelat la mulți agenți economici și să știți că ne-au sponsorizat. Nici nu au discutat. Zice, da, e văzută bine și este un început. Probabil că nu o să fie cel mai bine. Dar e un început bun. Am avut curajul, că asta e greu la orice lucru, prima dată să ai curajul.
nu sunt numai eu implicat, că excelența sa, domnul Micloș, și-a venit de la București, la vârsta lui, să ne încurajeze. Avem aici în Arad un cuibar de specialiști, distinsul Tuz, Doina Moldovan, Cristi Popa, Crișan, care-i sudor? Și facem lucrurile astea și suntem pe un val pozitiv, oamenii ne respectă și sunt sigur că o să avem rezultate bune și o să învețe și alții de la noi lucrurile bune. Atât pentru astăzi la Pulsul Zilei. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de TV Arad.